Noapte bună, Florin, mulțumim că ai urmărit. Și te așteptăm data viitoare. S-a făcut deja târziu? Câte ceasă, măi? E ora de culcare pentru copiii cu minți? Asta cu țepușele alea mă cam jenează. Oh, ce urât m-am pus. Ce mi-a tras-o. Gata, nu mai vrea Ana să dea Facebook. Dacă n-ați fost aseară aici, a dat Facebook la toată lumea și a făcut niște prieteni. Acum gata. S-a terminat cu Facebook-ul. Nu e ora de culcare, dar mâine la 6 trebuie să fii treaz. Wow, nașpa. Succes mâine la ora 6 cu ce treabă ai pe acolo. Să-ți iasă bine și somn ușor. Hai să mai punem benzină, dacă tot am găsit o canistră pe aici. Ah, stai, nici m-am de rezervă? Ce am făcut mă cu ea? Da, pun-o aici. Să avem de rezervă. Deci o să renunț să mai fac locațiile alea de salpeter, că sunt într-o zonă inamică sau ceva, n-am înțeles. O să mergem, cred că totuși nu e rău să ne ținem până de la un punct încolo și de misiunile principale, pentru că am impresia că dacă întârzi prea mult misiunile principale, rămâi neupgradat. Misiunea asta îmi dă ceva, nu dacă o fac, sigur câștig ceva de pe urma ei, așa că hai să mergem acolo. Încă unul. Mă, de unde tot veniți? Ăștia se spawnează la infinit, nene, nu scap de ei. Nu știu ce trebuie să fac, trebuie să distrug toate turnurile alea, oare ce trebuie să fac ca să scap de ăștia? Salpeter înseamnă nitru. Bine, mersi. Care e cuvântul în limba română? La niter ăla. Cum se traduce în românește? Caută și tu pe un dicționar englez-român. De exemplu, dai pe translate.google.ro și bagă acolo salpeter să-ți apară cuvântul în limba română. Oricum, mersi că te-ai uitat. Drăguț din partea ta. Sau dacă nu găsești pe Translate Google,
că zici că acolo ai căutat. Uneori nu funcționează, nu e chiar așa de grozav dicționarul ăla. Folosește și tu un dicționar englez-român. Caută dicționar englez-român. Sunt zeci de dicționare de-astea, majoritatea proaste, dar poate ai noroc și dai peste unul bun. Băi, deci e ceva de speriat, eu mă bat la infinit cu dăștea. Dați-vă naibii. Nu, astea e de prost gust, codeuțule, te rog frumos, termină cu tâmpeniile. Aveți și voi grijă, deci încercați să vă abțineți de la cuante nestărate, da? Cine ar vrea să... Nu știu. Eu tragă lui Codeuț, în schimb. Ți-ar plăcea să facă cineva glume de-astea pe seama ta? Deci încercați să vă abțineți, vă rog frumos. Adică râdem, glumim, dar... Fără să întrecem măsura. Să vă citesc pe live scrisorile primite de la iubitele mele? Păi da, iubitele din ziua de azi trimit scrisori? Serios? Nu știu ce iubite ați avut voi. Scrisori, wow. Eu știu, presupun că e o metodă de a comunica la distanță. Dacă față în față nu ți iese, da, are un sens. Dar dacă persoana respectivă nu te ascultă față în față, cam greu să... Rezolv problema cu o scrisorică, deși merită încercat. Oh! Stai puțin, ce avem? Avem mașină de... Avem mașină de fier vechi. Dar nu vreau să o distrug. Ba, merge și distrusă, nu? Nu, nu, dacă vreau premiul cel mare, trebuie să nu o distrug, trebuie să o duc înapoi la bază. Dar n-am chef, n-am chef. Hai să mergem să ajung secolul ăsta la misiune. Salut, Kenny, ce microfon am? Hail se numește. Microfonul pe care îl folosesc eu acum. Asta de care e puternic? Nu, e slab. Îl dăm jos cu mașina. Am 557. Care sunt beneficiile să fii YouTuber? Nu știu, nu te plictisești când te joci jocuri video. De exemplu, eu puteam să mă joc jocul ăsta singur și la un moment dat probabil că mă plictiseam, eu știu, de la atâta grind, dar citind comentariile voastre... deci cam ăsta ar fi principalul beneficiu. Băi, o să banez cuvântul gagică pe chat-ul ăsta. Dacă unul din moderatori poate să adauge la lista de cuvinte negre cuvântul ăsta, că mă obosiți deja. Da, deci vă rog frumos, nu că vreau eu vreun limbaj super elevat, dar... Mai sunt și fete, v-am zis, și nu apreciază. Și încă unul aici? Asta e de la care bate la tobă.
Fără comentarii, viața e un chin. Nu e un chin, dar e mai nesărat așa. E mai distractiv. Când nu te joci jocuri video singur. Și când te joci jocuri single player... Oh! Uite cum se trage nenea ăla. Ia să-i răspundem și noi cu aceeași monedă, mă, nenicule. De fapt, hai să mai încercăm tot cu pușca cu lunetă, cât mai avem gloanțe la ea. Ia, dar stai puțin, ăsta e automat? Nu e o persoană acolo? Ce ciudat. Ha. Nu mai am gloanțe. Deci acum cred că ne putem apropia, dar oricum nu e așa simplu. Trebuie să pătrunzi prin ușa aia blindată. Nu e așa simplu să intri aici. N-are rost. Sau să încercăm totuși. Chestia e că nu știu cum. Poate dacă folosesc lansatorul ăla de rachete pot să le distrug poarta și să pătrund în bază? S-au trezit ăștia, păi sigur că da. Iar am prins ușa din greșeală, fie rar să fie. Zbang! La intrare este o poartă cu galben. Mulțumesc, Alexandru. Știu că galben este culoarea care îți permite să... E marcajul pentru locul pe unde care poți să intri, dar nu-mi dau seama exact. Uite, aici este niște galben. Oare mă pot strecura pe acolo? Da, măi, să știi. Mă pot strecura pe aici, uite. Nu trebuie să sparg nicio poartă. Odată ce am distrus turnurile alea, există o intrare din asta așa pentru persoane. Wow, ce mi-a tras ăsta. Ia uite mă ce m-au prins ai naibii. Ce fac, vin afară după mine ăștia? Hai să beau niște apă. Nu vin proștii. Rămâne acolo și mă așteaptă să mă întorc. E aiurea pentru că... Ce să mai... Uite, mă bat cu toți odată. Sunt la mijloc între toți ăștia. Ăla galbenul e cel mai periculos. Uite, trebuie să-l parez și după aia, odată ce l-am parat, gata. Așa. Sunt slabe ăștia. Doar trebuie să nu-i lași să te îngrămădească, să sară 10 odată pe tine. Hai să vedem ce găsim pe aici.
grămadă de canistre de benzină. Poarta asta ar trebui să se poată deschide din interior, nu? Nu merge. Uite, asta e iar faza aia enervantă, în care ai bătut pe toți, ai rămas tu singur în toată baza, dar baza nu e a ta pentru că n-ai descoperit nu știu ce rahaturi. Cum ar fi, de exemplu, să distrugi insignia asta. O emblemă de asta de fier, care marchează că asta e locația lui Scrotus. Cred că e și undeva sub pământ la un moment dat, nu? N-am idee ce mai trebuie demolat pe aici. Uite, trebuie să cobor undeva acolo. Dar oare pe unde? Trei din 10. Dar astea sunt opționale, astea nu sunt obiectivul principal. Nu e obligatoriu să culeg toate bucățile de scrap. Ah, ce îmi place faza asta. Uite, e aici o poartă care trebuie spartă, acum văd. Hai să luăm o canistră. Și gata, ajungem și în partea aia bazei, dar mai întâi să vedem ce se întâmplă de aici, de aici se închide sau se deschide flacăra aia de la poartă, nu? Dar era deja stinsă, în fine. Ah, uite, aici încă mai sunt o groază de ăștia. Trebuie să distrug, cred că trebuie să distrug sonda, asta e obiectivul principal. Ia să-l iau pe ăsta prin surprindere. Nu trebuia să-mi apară butonul ăla A? Ah! Ba da, trebuia să-mi se activeze butonul de stealth kill, dar văd că n-a funcționat. Fier vechi. Bun. 4 din 10. 5 din 10. Poți intra cu mașina pe poartă, zice Alexandru. Probabil că de acum deja pot, da. Dar nu știu cu ce mă ajută, că uite, trebuie să intru în bază, în catacombele astea aici. Nu mă ajută cu mare lucru faptul că intru cu mașina înăuntru. Ana e brunetă, da, n-ați văzut-o pe Facebook, nu v-a arătat Facebook-ul. E brunetă și este frumoșică foc. Să mâncăm niște viermișori. A, nu! De asta dată nu sunt viermișori, mai schimbăm un pic meniu. Este mâncare de câine expirată de 200 de ani. Suntem că îi vedeam de sus acolo o groază de indivizi, inclusiv un toboșar din ăla.
M-au văzut. Unde sunteți? Uite-i jos acolo. Hai să umplem canistra cu apă de aici. Friendzone incoming. Păi de asta e tot ce îmi doresc, domnul Coco. Ce ți închipui? Că sunt la agățat de minore pe YouTube. E tot ce îmi doresc. Ia uite cât sunt. Maximilian asta n-a știut și el să-și facă o, un arc, ceva, nu știu. Cum ne-abia mă bat eu cu toți aia? Ce mi-a tras ăla. Trebuie să mă retrag. Noroc că proștii nu vin după mine. Uite, rămân acolo. Aici fac o pauză, beau un pic de apă, îmi revin, nicio problemă. Uite că ăsta și-a făcut curaj și vine. Așa, câte unul pe rând, așa îmi place. Fii doar pietrele alea naibii. Am scos binoclul în loc să scot canistra de apă. M-a omorât. Băi, firar să fie, am scos, voiam să scot canistra să beau apă și am apăsat butonul greșit, am scos binoclul. Facebook-ul la 5.000 de abonați. Este zicem la 1.500, nu la 5.000. Să punem niște ținte mai realizabile așa. Sunt mai puține acum? Ce se întâmplă? Aia omorâți, au rămas omorâți? A, păi e prea ușor jocul. Ba nu, sunt destui, uite-i, dar acum se adună. Galben e periculos, nevoie mare. Aoleu. Hai să mă retrag aici pe scara asta, să vedem. Poate vin așa câte unul, câte unul. Așa, băieți. Câte unul, câte unul, hai. Hai, câte unul, câte unul, hai. N-aveți curaj sau ce?
Cât sunt? Mamă. 2, 4, 6, dintre care 2 de aia periculos și ăla galben e periculos. Și ăla îmbrăcat în piele sau în ce este. Să mai beau niște apă. Du-te mă, naibii, cu pietrele tale. Eu uite băi, naibii, nici nu mă văd și dau cu pietre în mine. Să împart cu voi banii pe care îi fac din YouTube, gata, s-a făcut, cât sunteți? Deci luna asta, câștigurile estimate sunt 19 cenți. O să vă ajungă la toți decât un caian. Cam nasoală bătălia asta. Ce naibii mă, iar băi, cu ce dau ăia firar? Cred că m-am băgat într-o bază care e un pic peste nivelul meu. Sau nu știu, cumva să-i atrag pe aia să nu mă mai atac eu toți odată. Salut Adrian, bine ai venit! Iar ai întârziat, îți iei bani, da? Instantaneu! Hai să fug tot la scara asta aici, aici am cele mai mari șanse. Oh, mă atacă din partea asta. De unde vin, mă, ăștia din partea asta? Ok, un pic de apă. Încă un pic de apă, hai, curaj! Și hai, a treia tentativă! Ai nebii că nu vor să urce, stau grupați, știu ei ce știu. Eu mă bat cu ăsta și ea de acolo dau cu pietre în mine. Ăsta galben, așa, foarte bine că l-am omorât pe ăsta. Înapoi sus. Mai bea o gură de apă. Bă, da, tot omor lei și tot atâția sunt, așa am impresia. Am impresia că nu se împuținează deloc ai nebii. Băi, nene.
Am mai rămas doar 3? Mai rămăseseră doar 2 din aia și iar m-am omorât. Nu, baza asta e prea grea pentru mine. Nu, n-am nivelul necesar. Dar acum dacă am venit, vreau să o fac. Mă dau bătut după ce m-am chinuit atâta. Hai să vedem dacă pot să mai upgradez ceva la max. Trebuie să fiu nivelul 7. Uite, iau mai puțin damage. Foarte bun asta. Nu știu de ce nu mi-am pus eu mai devreme. Și pentru asta, na, trebuie să fiu nivelul 7. Asta e cum arată. Neinteresant. La shotgun ce am? Nimic. La skill-uri aici ar mai fi niște chestii. Acest follow-up, any wall strike with a powerful finishing move. Deci mai multe atacuri. Ok. 200 avem, ne permitem. Și asta ce este? O mișcare reversă care dezarmează un atac armat după ce am parat corect. Ok, hai să punem și pe asta. Nu știi când îți iese, cu câte ai mai multe combinații, cu atât mai bine. Și am rămas doar cu 43 de fier, gata. Acum ar trebui să fie un pic mai bine. Ce ziceți de buffer? Ce se întâmplă cu bufferul? Că nu înțeleg. La mine arată totul bine. Nu știu. Eventual mai reduceți rezoluția dacă nu vă merge. A, în joc, bufferul este individul ăla care atârnă sus acolo, da, dar cum pot să-l omor, că n-am cum. Bufferul, vă referează la joc voi, credeam că e bufferul streamului. Da, deci ăla e agățat acolo și înroșește pe ăștia și le dă forță mai mare, dar nu bate până aici, de-aia mă tot retrag aici, pentru că în momentul în care vin aici nu mai sunt înroșiți. Aș putea să încerc să-l omor cu shotgun-ul, dar nu cred că reușesc, e prea departe. Băi, n-ai bici, dau cu pietrele alea. De-aia tot încerc să-i atrag aici pe scara asta. Așa, la modul ăsta. Bă, fivar, pietrele ale dracu, cum dracu de dați voi cu pietrele alea? Nu respectă legile fizicii, dar traiectoria pietrei lor. Bă, dar numai cu gurițe mici bea apă, Max, ăsta. Gâl, gâl, gâl. Galben, asta e, trebuie făcut. Asta trebuie să-l las să dea, altfel nu-l ating. Ah, stai că i-am luat armă astuia. Încă nu.
Hai, 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 dă-i azi. Ia hai să iau eu asta și acum altfel discutăm. Ce ne-ai mă, bâta lui s-a și stricat, am apucat să dau doar de două ori. Da, și acum pot să mai iau niște apă de aici. Oa, ce de apă am luat, mamă. Cam nasol, dar cred că lucrurile stau totuși un pic mai bine acum decât în dățile trecute. Mai 1, 2, 3, mai sunt 3. 3 fraieri marșilați, dar nu vor să plece de acolo, ăștia vor să fie cu buffer. Ba nu, sunt 4, ia uite-i. Hai mă, vină încoace, hai, vină aici, haide. Uite-i că vin. Gata? Tot mai sunt doi. Și ultimul, gata. A început furtuna, măi nene. Ce n-ai bine? Credeam că aici sunt în bază. Credeam că aici nu mă afectează furtuna. Trebuie să fie una de post în baza asta aici, nu? Uite aici nu ia de post și nu e bine, mă. Nu ia de post până n-am cucerit baza, cum ar veni, nu? Cam o tâmpenie, totuși sunt la de post aici. Ok, două insigne. Trebuie să distrug baza și pentru asta trebuie să iau o caserolă din asta cu benzină și să-i dau foc și să o arunc aici, da. Și acum o să-mi cuceresc baza. Și o să pot să stau și la adăpost în baza în care eram deja la adăpost, dar nu puteam să stau la adăpost. Nu știu să-ți explic cum, dar logică de jocuri video. Oricum, în mod magic s-a terminat furtuna. Mă uit să văd dacă mai e ceva de cules pe aici, totuși. Te duci să dormi. Noapte bună, Constantin. Mulțumesc că ai urmărit. Dar cât ți-a făcut ceasul, apropo? Vrea să-mi zică și mie cineva? Ce să mai gata, asta fuse baza, asta nu mai pierd vremea în ea, dar niște apă dacă aș putea și eu să găsesc în toată baza voastră, șmecher, aveți și voi o canistră de apă, că mă duc în deșert să mă bat, bagabonții. Este 11? Ah, păi mai avem timp. Mai avem timp, e doar ora de culcare pentru copiii foarte cuminți acum, pentru copiii mai puțin cuminți, să mai stă o oră.
Dar o să vreau să iau o mică pauză, dacă nu vă supărați că am înțepenit pe scaunul ăsta. Deci 3 minute de pauză, nu plecați nicăieri.